Sărbătoare pentru președintele Braziliei, chiar în ziua cu record negru de cazuri de COVID. Mii de susținători s-au adunat în fața reședinței președintelui Jair Bolsonaro pentru a-i cânta la mulți ani, cu ocazia zilei sale de naștere. În aceeași zi însă, Brazilia a înregistrat aproape 48.000 de infectări cu SARS-CoV-2 și 1.290 de decese. Cu toate astea, suporterii nu au respectat distanțarea socială, iar mulți dintre ei nu au purtat nici măștile de protecție. Președintele a ținut un discurs prin care instiga oamenii să nu respecte regulile anticovid. Mai mult decât atât, a cerut Curții Supreme să anuleze restricțiile impuse de unele state federale pe care le consideră dictatoriale. Conte com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. E conte com o povo, presidente. Estão esticando a corda. Faça qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. În Brazilia, numărul deceselor crește, iar media zilnică de infectări depășește 70.000. În ultimele două săptămâni au fost înregistrate peste 1 milion de infectări.